De unde vin mămârlanii? Băi, eu nu știu, eu așa m-am pomenit, mămârlan. Mămârlan, m-am pomenit, mămârlan mort. Eu când am umblat la școală am învățat la istorie de pe dagi, pe romani, de pe astea, de acolo ce că se trage, și portul, și obiceiurile. Nu se știe exact cât sunt, undeva între 10.000 și 20.000 de suflete, pentru că la recensământ etnia lor nu figura pe formulare. Sunt oameni aspri de munte, oieri de când se știu, și spun despre ei că sunt urmașii dacilor liberi. Până de curând, nimeni nu izbutea să se înrudească cu ei și nici ei nu-și părăseau familiile sau satul natal. Mămârlanii sunt o comunitate mică din Valea Jiului, prezentă în zonă înainte de începerea exploatărilor miniere. La început se numeau jieni, dar prin anii 1840-1850, Valea Jiului devine un adevărat furnicar. Aici sunt aduși lucrători din întreg Imperiul Austro-Ungar, cu experiență în domeniul mineritului, pentru a face diferența între băștinași, cei care își duceau traiul în munți după preceptele strămoșești, și nou veniți, considerați venetici de către oamenii locului, apar termenii de mămârlan și barabe. Au fost foarte multe teorii de unde ar deriva termenul de mămârlan, unele chiar hazlii. După cercetările pe care le-am făcut, termenul de mămârlan a fost introdus odată cu începerea exploatării cărbunelui până 1840-1850. Atunci primii muncitori care au fost aduși la lucrări în Valea Jiului au fost muncitorii forestieri din nord-estul Italiei, de la Udine și în special de la Belluno, care atunci când au văzut localnicii în costumele respective și că se ocupă cu agricultura, au exclamat cu uimire: uite-i pe ăștia ce seamănă cu marmolanii noștri. Se știe că în Alpii Dolomiți există un munte, Marmolada, și acolo păstorii se numesc marmolani. De aici, de la marmolanul de atunci până la mămârlanul de azi, n-a fost decât un pas. Tot cam atunci a apărut și termenul de barabă. Barabă, incluzând pe cei care nu sunt localnici, cei veniți. La început, bineînțeles că cele două noțiuni au fost de batjocură și de ciufală. Nu le cădeau bine nici mămârlanilor și nici barabelor. Ar mai fi o ipoteză cum că termenul ar veni de la morodvani, care în limba maghiară s-ar traduce prin rămășiță sau resturi, însemnând de fapt că ei sunt descendenții dacilor. Dicționarele noastre nu amintesc însă despre comunitatea mămârlanilor din Valea Jiului. Niciun dicționar n-a inclus sub o definiție această comunitate. Deși, nu știu la ora actuală când mai sunt 20-30 de mii, nu s-a făcut un recensământ, dar e o comunitate, poate nu atât de numeroasă ca și huțulii, de exemplu, dar aceia sunt recunoscuți în dicționare, sunt tratați ca atare, pe câtă vreme mămârlanii purtau o definiție, să nu-i zic injurioasă, dar pe aproape. În orice dicționar veți căuta, veți găsi bădăran, mârlan. Dicționarele probabil au confundat termenul de mârlan cu cel de mămârlan. Călătoria noastră în Valea Jiului a început la sfârșit de vară în Uricani, considerat a fi cel mai izolat oraș al județului Hunedoara. Locuitorii, în mare parte, sunt foști mineri, astăzi pensionari. În ultimii ani, tot mai multe dintre locuințele construite aici în anii 60-70 au fost lăsate pustii. Ca în multe alte zone din România, tinerii au plecat în căutarea unui loc de muncă în Occident. Realitatea este alta față de scripte și de celelalte, pentru că este un exod cumplit, așa au plecat foarte mulți și mulți, marea majoritate tineri, așa și oameni în putere. Undeva, dacă mai sunt la vreo 6.000 de oameni de toți, mămârlani autentici, avem așa la vreo 300 și ceva de familii, mulți văduvi, văduve. Eu am venit la 4 ani aici la Uricani, am copilărit aici, de aici am plecat la școală, alte cele, și de 30 de ani sunt preot aici la Uricani. Când am venit încoace, oamenii care veneau păreau ca niște ciudați în ochii dânșilor, dumnealor în ochii celor care veneau. Erau ca niște ciudați, dar tocmai prin autenticitatea dumnealor, prin naturalețea, prin faptul că și-au ținut credința și toate rânduierile, au reușit să-și câștige așa un respect în fața celorlalți și nu neapărat să-i pui la respect, ci ca un model de viață și de trăire. Mămârlanii sunt statornici păstrătorii tradițiilor și sunt caracterizați de o credință vie și lucrătoare.
Dovadă stă și frumoasa catedrală din Uricani, la sfințirea căreia au participat mai mulți ierarhii bisericii noastre. Ce am făcut noi astăzi? L-am chemat pe Mântuitorul Iisus Hristos să primească darul pe care noi l-am făcut. Noi, oamenii, l-am făcut Lui. Biserica nu este altceva decât dragostea noastră unită împreună, care nu s-a realizat decât prin prelungirea mâinii lui Hristos, care ne-a împrumutat-o nouă. Am împrumutat-o părintelui și ziditorilor și tuturor binefăcătorilor, ca să se ridice această minunată biserică ca o catedrală. Ziua de astăzi este o zi extrem de importantă pentru dumneavoastră și pentru noi toți, pentru că vedem împlinită lucrarea pe care ați dorit-o atât de mult. Vedem o biserică frumoasă, vedem oameni minunați care stau alături de părintele lor și care au ostenit mult. Părintele Protopop a pregătit o icoană care a așezat-o într-o traistă omârlănească. O traiță cu o pită de-a noastră, cu ceva așa care să fie și pentru noi. Dacă mi-a dat și cu inima, stau pe aici. E o biserică dorită de mulți ani de către momurlanii de aici din Uricani și e un eveniment la care poate unii n-au participat niciodată. Sunt aici de 2 ani și mă simt minunat. Sunt oameni primitori, oameni calzi care ne-au primit cu tot dragul aici în zona lor. Ce mă miră e faptul că ei țin foarte mult la tradiții și au așa o dragoste între ei pe care n-am întâlnit-o în alte părți din țară. Cea care a fost vechea biserică era prin anii 70 construită pe locul la 2-3 alte sfinte biserici cu istoricul lor. Actuala populație a Uricanului este o populație heterogenă. Extinzându-se orașul după anii 70 și așa, spre 80 încoace, a fost nevoie, se impunea. Imediat după Revoluție a fost dorința aceasta și gândul. În 2003 au fost primele demersuri, în 2004 s-a pus piatra de temelie, chiar de Buna Vestire, de aceea hramul cel mic al bisericii l-avem Buna Vestire. A fost nevoie de 12 ani pentru ca biserica să îi poată primi pe oameni la rugăciune, iar pentru a-și vedea visul împlinit au contribuit cu mic, cu mare. Inclusiv terenul pe care a fost ridicat lăcașul de cult a fost donat de 3 familii din oraș. N-au dăruit o pustă, un teren steril. Și așa n-am ce face, hai să-l dau încolo sau încoace. Nu. Ce-au dăruit și-au rupt pâinea de la gura dumnealor. Ne-au dăruit parte din holde. Ne-am gândit că ăsta ar fi cel mai bun teren pentru biserică și de comun acord cu autoritățile locale, cu părintele, cu primarul, cu toți, am hotărât să facem biserică aici. Și atunci am donat noi 1000 de metri pătrați, mergem în grădina noastră acolo și ne uităm la biserică. E foarte frumos. E o oază de lumină. Domnul Șandru își amintește cu drag de lumea momârlanilor de altădată, iar rivalitatea dintre oamenii de vatră și barabe nu își mai are locul în familia lui, acceptând de noră o gorjancă. Viața de momârlan aici în Uricani și ca și în toată zona Văijului a fost destul de grea, dar frumoasă. Animalele au ținut vie toată zona, aveai animale, aveai bălegar, duceai în holdă, făceai porumb, făceai cartofi, făceai de toate aveai. Era cu trudă multă, dar eram obișnuiți și făceam totul din plăcere. Da, a fost frumos. Lucram și la mină. Concediile ni le făceam la coasă. Casa asta am făcut-o aici în anii 80. Am avut-o jos, lângă Jiu, acolo, pe platou acela unui oraș. Acum și ne-a demolat ca să facă construcții pentru blocuri, pentru mineri. Dar a venit Revoluția atunci, în 89, și s-a stopat totul. A mai rămas un bloc aici, îl avem în monument al vechiului regim, îi zic eu. Câți copii aveți? 2. Fata e aici, lângă noi. E vecină cu noi aici, peste drum. Și băiatul a plecat la București. Și cum a fost pentru dumneavoastră să plece? Păi a fost greu.
nu vine să cred că pleacă. Mi-aș fi dorit să rămână cu mine aici, să păstrăm tradiția, să muncească cu mine, să dea cu coasă. Dar n-a fost să fie așa. El i-a plăcut să învețe carte și dacă i-a plăcut, a trebuit să-l las să meargă acolo. Eu am crescut în Petroșani, deși nu eram mamurlancă. Părinții mei din Gorj au venit în Valea Jiului la servici, și iar școala și liceul și facultatea le-am făcut în Petroșani. Eram mică și acum mi-amintesc și erau nunți de mamurlani, iar la vremea aceea se îmbrăcau atât de frumos și caii erau împodobiți și era un întreg spectacol când vedeai pe stradă o nuntă de mamurlani. În lumea lor am intrat când m-am căsătorit cu soțul meu. Până acum vreo 30-35 de ani, mamurlanii se căsătoreau doar între ei. Dar astăzi vă mai simțiți barabă? Nu. Am adoptat cu totul și portul și tradițiile și chiar îmi face o deosebită plăcere să port acest costum mamurlănesc. L-am purtat chiar și la București și fetele le-am îmbrăcat la biserica unde mergem acolo. Tradițiile de Paști ne plac, ne îmbrăcăm și aici în costume și toate obiceiurile încercăm să le păstrăm. Nunta dumneavoastră a fost așa cum le vedeați atunci când erați mică? Cu mintea de acum, sincer, mi-aș fi dorit-o așa, într-un costum tradițional. A fost o comunitate închisă la început. Ei, în tot străinul care a venit, n-a văzut decât un dușman. Și atunci, poate de asta, au fost asociați cu termenul de mârlan? Asta a fost o aberație, o coincidență. Viața de munte presupune o luptă cu tot ceea ce ai în jurul tău. Gândiți-vă că ei sunt adesea asaltați și de animale sălbatice. Și asta presupune o anumită bărbăție. Adică o femeie care trebuie să înfrunte un lup, ori are credință, se roagă la Dumnezeu și ajută Dumnezeu, ori ia o piatră sau o bâtă în mână. Mamurlan fără bâtă nu prea găsești. Urmele mamurlanilor mai sunt păstrate în două muzee din Petroșani, două case autentice vechi de peste 200 de ani. Uneltele tradiționale și obiectele patrimoniale au fost donate de familii mamurlănești. Una dintre case se află în curtea bisericii Sfânta Varvara. Cartierul de care aparține lăcașul de cult este o veche vatră mamurlănească. Inițiativa a fost a părintelui Octavian Pătrașcu. A fost și mamurlan de origine, iubitor al ținuturilor și la un moment dat și-a dat seama că oamenii acestor locuri, numiți mamurlani, vor renunța la modul lor de a viețui. Primul lucru a fost strămutarea casei. Cea pe care o vedem în spate este o casă de peste 200 de ani. În casă sunt obiecte vechi mamurlănești, de la costume populare, opinci, până la pat, elementele pe care le aveau ei și de care se foloseau. Ce am putut să recuperăm și noi din ele. Ați observat, masa era destul de mică, scaunele mici, după aceea ladă de zestre, avem apoi război de țesut, el este funcțional, nu aveau sobe în vechime, se făcea foc pe vatră. Deasupra focului exista un călon, era un fel de hotă modernă, iar fumul ieșea în acoperiș, acolo își păstrau slănina, în special produsele de porc, ele se afumau natural, nici nu se stricau. De pe munte a fost adusă la Biserica Sfânta Varvara și o stână mamurlănească din lemn de brad din vremea regelui Ferdinand. Oieritul nu este profitabil, pentru că este muncă multă și profit puțin și tinerii renunță la el și la un moment dat spunea părintele că s-ar putea să dispară, ceea ce n-ar fi de dorit, dar asta este realitatea și atunci s-a gândit, hai să strămutăm o stână în curtea bisericii, măcar să-și mai aducă aminte nepoților de cum viețuiau altădată bunicii. Aici în curte organizăm unele din nedeile mamurlănești, în special de Paști. La nedei se întâlneau fetele cu băieții și o particularitate a nedeilor este că mâncarea o gătesc doar bărbații. Femeile stau la biserică, stau la slujbă, timp în care bărbații pregătesc carnea de oaie, varza și păsatul. Probabil fiind considerat o muncă mai grea, acolo se ridici căldări, pentru că sunt căldări la păsat, de exemplu, căldare de 100-150 de kilograme. La sfârșit se face o agapă creștinească pentru toată lumea, cel puțin aici la noi mănâncă 500-600 de oameni, după care nedeia continuă cu jocuri, nedeia are loc aici, în curtea bisericii, iar jocul afară. Chiar la Paști avem pomană, praznic, cum se zice acum, ziceam pomană. Găteam mâncare acolo
Și vine toată lumea, 400-500 de oameni și mânca acolo. Pregăteam carne de oaie, zam așa, ciorbă, nu priptă sau cumva, varză, acră, curechi, noi ziceam, așa, și pasat. Câine de dulce, carne de oaie, cum zic, făcută cu smântână, cum o facem noi, zamă, și pasatul se bagă brânză și în special mai mult folosim unt de casă. Și pe urmă joacă, fac petece, fac ori. Mai de mult cânta cu fluierul când știu eu, dar cu cam și în mod, au venit cu muzică, cu torogote, cu... Și la nuntă cum era? Tot cu fluierul? Tot cu fluierul. Era mai frumos atunci. Și nu costa bani mult. Dar acum muzica trebuie să dea 40-50 milioane la o nuntă. Așa. Dai bani jumătate numai la muzică. La bucătărie acum se pregăte mai multe, că mai multe a văzut dumneavoastră și la alimentare și tot. Dar... Mămurlanii mâncau de toate mai puțină carne. Nu duceau lipsă nici de carne. Nu cumpăra nimeni salămă, nu cumpăra carne de vită, carne de porc, carne de miel, carne de vițel. De... Tot din casă, din gospodărie o făseară. Făceam brânză, făceam unt, doar astea am trăit. Decât pâinea o cumpăram. Pâine nu prea era atunci când eram eu ca fata să cumpăra la școală. Pâinea o vedeam la o săptămână, două. Pot să spun că în bucătărie am adoptat un, aici se spune, colac tradițional, covrig. Este o fel de pâine, să zic, care se mănâncă de Paști cu oul. Ea conține brânză de oaie, slăninuță și toate vin amestecate ca un fel de cozonac. Este, dar e un cozonac aperitiv care se mănâncă cu ou de Paști. Iar soțul meu îi place foarte mult și îl facem destul de des, să zic, nu doar de Paști. Tradițiile cu care se mândresc momârlanii sunt unele dintre cele mai neobișnuite, iar cultura lor păstrează manifestări păgâne precreștine. Una dintre ele era spoveditul la brad. Ei fiind în munți, vara cel puțin nu-și permiteau să vină permanent la biserică, dar de multe ori când coborau, se spovedeau, se împărtășau. Au tras spre a învăța cât de cât să citească pentru a putea citi psaltirea. Și odată ce au învățat carte, umblau cu psaltirea în desaj pe măgarul, în desajul măgarului pe care duceau mahaleaua. Spoveditul la brad, să știți că a fost mai puțin practicat în zona noastră, după cercetările pe care le-am făcut, a fost mai specific, mai mult spre zona Novaciului. Și acolo a plecat tocmai de la faptul că stăteau mult cu oile la munte și la asta și uneori săvârșeau păcate, săvârșeau asta, nu aveau unde să se spovedească și atunci, decât să stea nespovediți, se spovedeau la un brad și se zice după tradiții, după legende, mă rog, că atunci când omul avea păcate grele, de exemplu încununate de o crimă, să zicem, bradul chiar se usca. Am prins în viață pe un bunic, cred că la 97 de ani s-a săvârșit, și Nicolae Cocola, moșurică, spunea dumnealui. Și era atât de simpatic pentru că bătrânul acesta în straie românește și-a dus toată viața. Oriunde mergea, se întâlnea cu cineva, nu spunea bună ziua sau bună seara sau după cum era vremea, ci spunea să-l ai pe Dumnezeu. Și asta era un lucru extraordinar și nu era vorba de un deziderat, ci trăirea aceasta. E sufletul lor pus în tot ceea ce fac, în toate celelalte. Și se roagă. Asta i-a călăuzit, munca și rugăciune. Momârlanii obișnuiau să își îngroape membrii familiei în curtea casei. Unii spun că datorită depărtărilor. Iftimie Nesfântul a vorbit despre treaba asta în Transilvania, că nu e caracteristică numai ținutului momârlanilor. Se pare că a fost și o piedică pentru a nu înstrăina pământul. Dacă era îngropat în grădina din spatele casului, cel care pleca era sigur că acel loc nu va fi vândut niciodată și înstrăinat, pentru că nu putea să-l vândă urmașii lui cu mormântul lui. Pe urmă, în apropiere fiind, se menținea acea comunitate între cel dispărut și cei rămași. Îl vedeai în fiecare dimineață, te duceai, îi aprindeai o lumânare, nu-l uitai așa repede. Unii spun că și o piedică pentru a nu fi profanate pentru năvălitor. La capătul holdelor se mormântau bătrânii. Am aflat mai târziu așa care a fost o motivație. Atunci când tu ai arat, când ai semănat,
Când ai cules roadele și te duceai înspre capătul holdelor, știai că datorită tatălui, mamei, bunicilor, străbunicilor, ai ceea ce ai și ești ceea ce ești și le datorezi respectul și recunoștința. L-au așa ca un cimitir sfânt al familiei, al neamului, deci nu este o groapă nouă sau ceva nou care s-ar fi inventat acum. E un cimitir al familiei din generații în generații. Înainte era și priveghiul vesel la persoane mai în vârstă. Se făceau jocuri distractive, care erau jocuri de forță, jocuri de istețime, o moștenire și asta puteau numi dacică, pentru că la ei se știe că plângeau când se năștea un copil și se veseleau când murea, pentru că va merge și va conviețui cu zamolsis. Deci era o descătușare a sufletului de carapacea trupului pentru daci. Pe câtă vreme un copil va fi supus multor chinuri ale vieții, cei care nu aveau frați și își doreau neapărat să lege o prietenie, se prindeau frați de cruce și alegeau tată, mamă de cruce, preotul făceau slujbă, urmau petrecere mare și de atunci spuneau tot frate. Erau considerați rude de gradul 1. Vechii locuitori ai Văijiului își poartă mândri costumul tradițional nu numai la zile de sărbătoare, ci și la activitățile de zi cu zi. În vremea exploatărilor miniere, acesta era un element distinctiv între momârlan și barabe. Acum 40 de ani când umblam la școală, și la școală umblam cu șoareci, am umblat cu opinci și acum am opincele aici în pod. Cu ele am umblat. Mai târziu au apărut hainele astea mai multe, negre, cum zicem noi, de haine de oraș. Dar nu de oraș, de muncă. Păi astea-s făcute de femeile noastre, astea-s făcute, astea-s țesut din lână. Originea costumului național țărănesc a fost, se pare, cum spunea Ilie Moise, la Săliște și perfectarea lui s-a făcut cam până în jurul primului război mondial. Și de acolo au venit și în zonele noastre. Costumul mămărlănesc se aseamănă foarte mult cu cel din zona Sibiului. În vechime a predominat albul negru. E un fel de relație zi-lumină, bine-rău. Pe urmă au apărut și galbenul și alte culori. Cele pe care le vedem în spatele dumneavoastră sunt autentice. Sunt autentice. Cel din stânga mea este costumul pe care l-a purtat tatăl meu și cel din dreapta, cel pe care l-a purtat mama mea. Partea sofisticată a costumului este cămașa. Nu s-a purtat cămașa niciodată pe pielea goală. Totdeauna sub ea a existat o cămeșuță, fie în carouri, fie albă, care se încheia în partea stângă a umărului ca să acopere pieptul, să nu fie pieptul dezvelit. Portul e asemănător cu portul dacilor. Dacii se ocupau cu creșterea oilor și locuința țăranului veche e asemănătoare cu locuința pe care o aveau dacii tot din lemn, pentru că pădurile cădeau peste oameni. Hai să revenim la una mai sofisticată, dar care acum a pătruns și la Momârlani. Este vorba de acel pileus, căciula dacică sau boneta frigiană, un semn de noblețe. Acest pileus, căciula, era purtată de către clasa aristocrată, deci un semn de distinție, tarabostes, care se mai numeau și din cauza lui pileate. Sclavii puteau să poarte această căciulă, acest pileus, în ziua când se eliberau. Deci e un semn al libertății. Și ca o asemănare, momârlanii tot timpul au umblat cu capul acoperit. Mai e încă ceva care ar susține această origine din dacii liberi. Statuile de la Roma ale dacilor de pe arcul lui Constantin sunt niște statui demne cu acest pileus și cu mâinile așa în față. Culmea, în perioada copilăriei și adolescenței mele, când îmi cumpărasem un aparat de fotografiat, mergeam să fac fotografii și cum mă duceam la câte un țăran, stai să mă tomnesc. În ce consta tomnirea asta, pregătirea pentru fotografii? Își aranja cămașa în față să dea bine și punea mâinile așa. Să fie tot o comandă a genelor ancestrale de dag liber.
Momârlan din comunitatea petroșeneană, Ion Ciurea, de 86 de ani, este unul dintre bătrânii frumoși și înțelepți ai comunității locale. Cum se scap de ciobănit? Cum se lasă oile, stina și cărerile, munții și izvoarele, dealul și pădurile și cântatul bucului e pe vârful muntelui? Cum v-ați păstrat până la 86 de ani? Nici eu nu știu. Cum spuse, ce-am mâncat știu, ce-am lucrat, are știu ce vă spuse. Am făcut servici la calea ferată, 30 de ani. Am înțeles că dormiți afară. Aici dorm afară, până la toamnă, până la Sfântul Nicolae. Era coare, aud tot. Primăvara, de-abia a pus să dorm aici, că aud cucu, strig. Băi, ai dat că cântă cucu afară, ieșit aici. Da. Aud câinii când latră, vin pe aici, vin mistrețe noapte aici. Uite, pe poana asta, pe să vin mistrețe, spar locurile, mai facem gălăgie pe ei. Am vizitat mult, eu cu oile am umblat mult. Am trecut munții de aici, pe partea asta, la altă, până Arad. Până la Glogovâț, pe graniță cu unguri acolo, la Nadrag. Am trecut pe partea asta, la altă, pe aici, pe la Retezatul, ne-am băgat la Timișoara. Am trecut mai încoi pe la Godeanu, ne-am băgat la Cerna, la Băile Herculane. Am trecut pe aici, peste munții Păringului, ne-am dus la Gorj, cu ele. Și știu toate traseele, toate drumurile le-am știut. Ei au două calendare. Calendarul creștin ortodox. Și pe lângă ăsta, ei mai au un calendar pastoral agrar, cu împărțirea anului după alte criterii. De exemplu, vara începe la Sfântul Gheorghe, care încuie iarna, iarna începe la Sfântul Dumitru, care încuie vara, și sunt anumite sărbători stabilite, bănuiesc, prin o acumulare de experiență din moștrămoș. Ei au observat că dacă lucrez în ziua cu tare, nu merge bine. Și atunci aia au ținut-o. În perioada gădinieților se leagă forfecele de tuns oi cu oață, în credința că se va lega gura lupilor și nu vor putea ataca pe perioada iernii oile. Momârlani așa-s făcuți, la 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 la, să umblei vara prin munți, la 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 la. Vara, de exemplu, toată lumea era la munte. Satul era aproape pustiu. Ce făceau femeile? De exemplu, ele vara stăteau la vaj la munte. Dimineața coborau acasă, în zilele când trebuia să aducă laptele, aduceau laptele la sapă, la fân, da? Și seara urcau înapoi să-și caute vacile, să le mulgă, să pregătească acolo, și treaba asta o făceau zi de zi, o viață grea. Și dacă mergeau călare pe cal, ca să nu piardă timpul, mai lua și furca și mai și torcea călare pe cal, calul se ducea singur. O festivitate care pare să își aibă originile tot în perioada dacică este colindul pițărăilor din ajunul Crăciunului. Prin frumusețe și diversitate, este considerat de etnografi cel mai frumos din lume. Colindatul pițărăilor se întâlnește în mai multe zone din țară, dar nicăieri în țară nu are caracterul pe care îl are în satele din Valea Jiului. Aici e de la vlădică până la opincă, cum se spune. Important pentru pițărăi sunt steagurile. În fruntea pițărăilor merg acești stegari cu steaguri duse de către fecior numai. Au cele mai pitorești steaguri, niște steaguri grele, foarte frumoase, bogate, greu de dus, se duc pe umeri, au câte o prăjină de 4 metri înaltă. Fiecare gazdă îi așteaptă cu daruri. Se joacă la fiecare gospodărie și după ce s-a colindat fiecare casă, aici nu se întreabă că ne primești, nu ne primești. Noi venim, vrei, nu vrei. Pleacă și gazdele cu ei. Și la sfârșit se regăsește întregul sat. Colindul, totuși, deși e un colind al adulților, îl făceau copiii. Să trăiești, să înflorești, pițărăii să-i primești, să ne dai și nouă. Era o colinduță puțin mai lungă și cu timpul s-a pierdut această colindă. S-au rezumat la bună seara lui ajun, bună ziua lui ajun, să trăiți la mulți ani, sănătate, mână, o țuică, ciomnit, joc, și cam la asta să rezumă. Din nefericire, odată cu scăderea importanței pe care o avea odinioară creșterea animalelor, mulți momârlani și-au abandonat specificul etnocultural,
iar o bună parte din tradițiile străvechi, încet dar sigur, au început să fie uitate. Doar câteva au fost salvate și supraviețuiesc datorită entuziasmului unor pasionați oameni de cultură, printre care se numără și câțiva preoți. Sunt preot în parohia Petrila Cimpa, un sat al mumârlanilor, băștinaș acestor locuri. Doamna preoteasă este mumârlancă, eu sunt născut în zonă, sunt alipit de mumârlani, îi iubesc, iubesc tradiția locului, îi admiram foarte mult. Îmi aduceau de fiecare dată bucurie în suflet, chiar spuneam că parcă de câte ori îi văd îmbrăcați în costumul național, parcă e înviere. Sunt doar de 2 ani în parohia Cimpa, dar am insistat foarte mult să se reînvie tradiția pițărăilor, care în parohia Cimpa a fost întreruptă 19 ani. După 19 ani am reușit ca în ajunul Crăciunului satul Cimpa să sune de colindul pițărăilor. În parohie la noi avem Nedeia din Duminica Tomii, de Paștele Mici, cum ar veni, în care oamenii participă cu micul mare, atât la pregătire, cât și la bucuria prasnicului. Apoi mai avem prasnicul de la hramul bisericii, la schimbarea la față. Ținutul mumârlanilor este unul dintre cele mai spectaculoase și deosebite locuri de pe meleagurile românești. O bună parte din comunitate poate fi întâlnită numai în cătunele de pe munți, păstrând tradițiile cu sfințenie și ferindu-se de ochii curioși ai turiștilor. Ce se va întâmpla însă cu românii despre care nici măcar dicționarele nu vorbesc? Cât se știe în afara zonei acesteia de mumârlani? De exemplu, în București se știe de mumârlani? Nu. Din păcate se știe puțin. De zona asta mai mult se știe de mineri. De fiecare dată eram întrebați de port, portul popular, când mai vedeau fotografii sau fetele îmbrăcate, de unde e portul. Ia uitați-vă la mine, la 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 la. Ziceți voi că nu-mi stă bine, la 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 la. În costum omrănesc, la 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 la. Eu când să vă înveselesc, la 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 la. Soarta mumârlanului va fi la fel ca și soarta tuturor țăranilor.